Domnului să ne rugăm, pentru toate necesitățile și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, pentru toate necesitățile și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, pentru toate necesitățile și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, pentru toate necesitățile și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, pentru toate necesitățile și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, pentru toate necesitățile și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, pentru toate necesitățile și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, pentru toate necesitățile și mântuirea sufletelor noastre, a venit la ei Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicându-i: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iisus l-a întrebat ce este scris în lege, cum citești. Iar el răspunzând a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, din toată vârtutea ta, din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus: drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Dar învrând să se îndrepteze pe sine însuși, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus răspunzând a zis: un om oarecare se cobora din Ierusalim în Erihon și a căzut între tâlhari care, după ce l-au dezbrăcat, l-au rănit, s-au dus, lăsându-l abia viu. Cel pe neîncolț din întuneric și din lucra morții, niciun celor pe legăturile iadului este și celor din întuneric descoperiți-vă. Că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unui anăscutului tău, de cum s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii niciodată, și cu oamenii Dumnezeu nefăcați de lumii asupra vrăjmașului. Pentru că n-ai fi nevoit ca nepurății prin sfinte și ai dat și nu te dăm sfinții timpul crucii, ca să ne facem noi turmă lui Hristos, pe o cine împărătească neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul cel Sfânt. Într-o Doamne, să ne faci spre slujba ta, recomandat de Domnul Iisus la Dumnezeu și lui Ioana de Sfântul tău, fraților, noi suntem cu templul Dumnezeu celui viu, pe cum Dumnezeu a zis: voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și voi fi poporul meu. De aceea ieșiți în mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul. Și de ce este nefurat să nu vă amingeți și eu vă voi primi pe voi. Și voi fi vă o dată și veți mie fii și fiice, zice Domnul, apăzitorul. Având aici aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată închinarea trupului și a Duhului, de săvârșit Sfințenia Africa lui Dumnezeu. Pace ție, Sfințite, Cititorule, de Duhului Tău, aleluia, aleluia, aleluia. Ne trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie. Stați și lăsitați în păcate, pentru că vrecul este slava Ta. Asta este semina Ta și ce este prin toată slava Sfânta Doamne, miluiește! Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu!
Domnul nostru. Să vă mulțumim pentru Dumnezeu, Pastorul Dumnezeu, care a ridicat păcatului și a stat a păria celor pentru păcătoase și a încătat păcatului. Să vă mulțumim vindecată în slăbână cu un zonă încătată păcatelor. Înfuzându-i și razul nostru, iartă păcatele nedătirile, creștindu-le cele voi și de fără de voi. Cere cu știință și cu doștință ce-am desalcat pe corință și cum ne-a ascultat. Desa pe cu decătă toți cei care sunt de singurul să îndrepătate cu delele ta păcatele, cu Dumnezeu să cuvine Tatăl, slava, cinstea, Sfântul Împreună și Părintele Tău, celui care a început, Această convorbire a noastră cu Dumnezeu va lumina și ne-a luminat Duhul Sfânt care luminează pe tot omul ce vine în lume, care îngălzește orice suflet înghețat și orice inimă răcită de păcate și de ispite, de ură și de vrajbă, de minciună și de îndreptate. Nu este alt laborator pentru suflet, dragii mei, unde să se sănătoșească și unde să înțeleagă care este rostul lui și rostul trupului în lumea aceasta. De dimineață la Sfânta Liturghie l-am auzit pe Domnul Iisus spunându-ne niște cuvinte care dacă le-am fi auzit prima dată, nu le-am înțelege. Să nu vă îngrijiți de ceea ce veți mânca, de ceea ce veți bea, de, cu ceea ce vă veți îmbrăca. Că toate acestea și de toate acestea are grijă Dumnezeu într-un colț al împărăției lui Dumnezeu. Aici am simțit, dragii mei, ceea ce ne-au învățat Sfinții Apostoli Petru și Pavel, mai mari apostolilor lui Hristos și ai Bisericii, în postul căruia ne pregătim ca să poposim împreună cu ei unde, de unde au plecat ei către Împărăția lui Dumnezeu. În cetatea de atunci a Romei, eterna cetate a Imperiului Mare și lumesc roman, în locul celor trei fântâni
unde i s-a tăiat capul Sfântului Apostol Pavel și în locul Golgotei, unde a fost dus Sfântul Petru și răstignit cu capul în jos. Au rămas norii aici pentru câteva clipe. Duminica trecută căutam umbra, căutam prin rugăciune mila și ajutorul lui Dumnezeu, când vedeam că Moldova noastră creștină și românească, ortodoxă și binecuvântată de Dumnezeu și Maica Domnului, era secetă. Astăzi trebuia să fie bisericile pline, oamenii făcând cruce pe marginea ogoarelor și să spună: numai puterea ta, Doamne, a adunat norii de la marginile mărilor, a alungat seceta și peste tot pământul românesc a reînviat colțul de rai, a reînviat împărăția lui Dumnezeu prin aceste roade binecuvântate de Dumnezeu. Cum rodesc ogoarele acum, să rodească și faptele bune și credința și iubirea și speranța și evlavia și postul și rugăciunea în sufletele noastre și să pregătim anul acesta, cum am auzit că trebuie să ne pregătim, ca să-i mulțumim lui Dumnezeu că atunci în 1918, acum 100 de ani, se aduce mulțumirea lui Dumnezeu că ne-a dăruit din nou țara românească așa cum El a cărăzit-o să fie ea. Dacă nu erau... Să aducem laudă, mulțumire bunului milostivului Dumnezeu pentru această mare binecuvântare din seara aceasta. Mulțumim din suflet preasfinția voastră că reușiți să mențineți această frumoasă rânduială, unde de altfel sunteți prezent de fiecare dată, în fiecare post, să vă țin taina Sfântului Maslu. Hristos Dumnezeu să vă răsplătească și tuturor celor care ați poposit, pelerinilor care veniți cu multă râvnă și cu multă bucurie către Preacurata Maica lui Dumnezeu, unde a mare, să vă fie de folos, bucurie sfântă în casa și familia dumneavoastră. M-ați întrebat când va fi următorul Sfântul Maslu. Pe 12 august, la ora 17. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ajungem cu bine. Să vă fie de folos taina Sfântului Maslu, rugăciunea rostită către Preasfințitul Părinte Episcop Calvin Botoșeneanu. Încă o dată mulțumesc Preacuvioșilor Părintari, Preacuvioșilor Părinți care sunt din prorugători, slujitori, care au luat parte la această Sfântă Taină a Sfântului Maslu.